Bună ziua, dragele! Din grupa dispozitivelor periferice, azi vă prezint dispozitive de ieșire, cu exemple, rol și mod de utilizare. Numele meu este Daniela Tarasă. Calculatorul a fost inventat de om pentru a prelucra datele, texte, numere, imagini sau sunete. La început au existat două tipuri de prelucrări de date. Prelucrarea textelor, scrisul, și prelucrarea numerelor, calculul numeric. Prelucrarea automată a datelor a fost posibilă odată cu apariția calculatoarelor electronice. Scopul utilizării unui calculator este de a prelucra datele, transformându-le în informații. Datele prelucrate de calculator devin informații sub formă de numere, imagini sau sunete, păstrate în diferite formate. Rezultatele prelucrării datelor de către calculator pot fi afișate pe monitor, tabla inteligentă, videoproiector sau pot fi tipărite la imprimantă sau redate cu ajutorul boxelor sau difuzoarelor. Monitorul este un dispozitiv standard de ieșire legat la placa video. Imaginea este compusă din pixeli. Pixelul reprezintă cea mai mică unitate prin care se reprezintă digital imaginea. Asta înseamnă că fiecare pixel este o mică parte din imaginea afișată pe ecran. Culoarea pe care fiecare pixel o afișează este un amestec de trei componente ale spectrului de culori: roșu, verde și albastru. Monitoarele pot fi caracterizate de numărul de culori folosite pentru redarea imaginii, dimensiunea ecranului, rezoluția, adică numărul de pixeli de pe ecran, și rata de refresh, care se referă la cât de des se reîmprospătează imaginea pe ecran. Am pregătit pentru voi trei tipuri de monitoare: monitorul LCD, monitorul LED și monitorul OLED. Monitoarele LCD clasice sunt iluminate de o lampă fluorescentă, iar monitoarele LED sunt iluminate de diode care emit lumină. Monitoarele LED și LCD folosesc o lumină din spate pentru a-și ilumina pixelii. Un monitor OLED utilizează ca pixeli câte o diodă organică emițătoare de lumină. Este o tehnologie de afișare care se bazează pe straturi de material organic, adică hidrogen și carbon, care se aprind atunci când sunt plasate între straturi anodice, adică pozitive, și catodice, adică negative, și li se dă un curent. Un alt exemplu de dispozitiv de ieșire este imprimanta. Imprimanta este definită ca un dispozitiv periferic de ieșire utilizat pentru reprezentarea pe suport fizic a informațiilor procesate de un calculator. Mai precis, imprimanta tipărește pe hârtie sau pe alt suport informații sub formă de text sau imagini. Imprimanta este caracterizată de rezoluția de imprimare, care este exprimată în pixeli sau puncte de cerneală per inch, inchul fiind unitatea de măsură care s-a definit și acceptat pe plan internațional ca fiind echivalentă cu 25,4 mm, și de viteza de tipărire, care poate fi exprimată în caractere pe secundă sau linii pe secundă sau pagini pe minut. Am prezentat aici trei tipuri de imprimante. Imprimanta matricială, care folosește la scriere o tehnologie bazată pe impact, un element de forma unui ac cu vârful rotunjit, numit pin, acționat magnetic, lovește o bandă textilă impregnată cu cerneală, care ajunge astfel în contact cu hârtia și depune pe ea un punct de cerneală. Imprimanta laser, așa cum sugerează și denumirea, imprimantele laser funcționează pe baza unei raze laser care imprimă imaginea pe un tambur rotativ încărcat electric pozitiv. Imaginea finală este realizată de laser pe hârtie prin acțiunea de selectare a unor puncte cu sarcină negativă, conform imaginii pe care vrei să o printezi.
și imprimanta 3D, care este un dispozitiv apărut pentru prima dată prin anii 1980 și permite crearea de obiecte fizice compuse fie dintr-un singur material, fie dintr-o varietate de materiale precum plastic, metal, sticlă, ceramică, rășină. Obiectele având o formă geometrică tridimensională definită digital și sunt realizate după o schiță virtuală de modelare 3D. Astfel, putem spune că o imprimantă 3D este un robot industrial capabil de a crea obiecte fizice sub control computerizat. Tot ca dispozitiv de ieșire avem videoproiectorul. Acesta este un dispozitiv ce preia imaginea de la o sursă, precum calculator, laptop, telefon, aparat video sau foto și o proiectează pe un ecran. Astăzi, ele sunt utilizate în viața de zi cu zi, în birouri și instituții de învățământ. În unele cazuri, această tehnică este necesară pentru vizionarea filmelor. În altele, cu ajutorul acesteia se dau explicații adecvate sau se fac prezentări. Atunci când alegem un videoproiector, este foarte important ca acesta să aibă un meniu ușor de folosit pentru reglarea rapidă a culorii și schimbarea rapidă a sursei video. Tot din lista dispozitivelor de ieșire avem dispozitivele de redare audio, prin intermediul cărora se emite semnalul audio. Acestea pot fi conectate la un calculator sau pot fi portabile. Cele portabile funcționează pe baza tehnologiei fără fir Bluetooth, tehnologie ce permite comunicarea de date între dispozitivele digitale. Această tehnologie funcționează pe o rază de aproximativ 10 metri. La final, vă propun un joc didactic pentru recunoașterea și separarea dispozitivelor de intrare de cele de ieșire. Succes!